La data de 14 martie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă a Lipeje Gorj un bărbat în vârstă de 29 de ani din Municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunii de evadare. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că tânărul, la data de 13 martie, nu ar fi respectat măsura arestului la domiciliu și ar fi părăsit locuința mergând în proximitatea unei săli de jocuri de noroc de pe raza Municipiului Târgu Jiu. Astăzi, tânărul va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale. La data de 14 martie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă a Lipeje Gorj un tânăr de 29 de ani din Municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunii de evadare. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul, la data de 13 martie anul curent, nu ar fi respectat măsura arestului la domiciliu și ar fi părăsit locuința, mergând în proximitatea unei săli de jocuri de noroc de pe raza Municipiului Târgu Jiu. Astăzi, tânărul va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.